Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Atelier Profo. Iată, am de gând acum să fac o lecție de toate inecuații. De la clasa, hai să zicem, la clasa a 8-a și deci, ce clase pot să prind aici. Începând cu clasa 8-a și la până la 12-a, da. Clasa A 8-a, e bine. Și până la clasa 12-a. Deci, mă adresez tuturor celor care se află în școală, elevilor, începând la clasa 8-a până la 12-a. Cu inecuații. Aș vrea să înțelegem un pic ce vrea să spune chestia asta. Și am să plec de la inecuația de gradul 1, da? Deci, ce înseamnă asta? 2x plus 3 mai mare ca 0. De fapt, trebuie să înțelegem așa, că dacă aș avea funcția f de x egal cu 2x plus 3, ca o, după rețeta asta, 2x plus 3, funcția ce face? Și trebuie să știm mulțimea x-ilor pe care o am la dispoziție, nu? Adică domeniul definiției, și am să spun aici, f definit pe el, n-am niciun motiv de supărare, să zic, maximul posibil, definit pe el, și y care apare tot numere reale. Da? Y, am vorbit despre funcția de grad 1. V-am făcut într-una din lecții, am vorbit așa despre graficul funcției, în general despre noțiunea de funcție. La Profo am găsit lecțiile, multe lecții cu funcții. Și acum, pe mine mă interesează, în urma înlocuirii lui x cu orice număr real, nu? Y care apar vreau să fie numai numere pozitive. Adică dacă aș face un tabel în care să realizez corespondența x și de la minus infinit la plus infinit, nu? Asta e domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Y-ii care apar, după rețeta asta, 2x plus 3, y-ii care apar, nu? După rețeta asta, hai să fiu invers, y egal cu 2x plus 3, deci y-ii care apar se întâmplă ca la un moment dat există un x, nu știu care, când imaginea va fi 0 și așel x, adică practic locuiesc pe y cu 0 și x egal cu cât? Cu minus 3 pe 2. Deci iată, pentru minus 3 pe 2 se realizează 0. De acum, mulțimea x-ului e împărțită în două zone, două intervale, la minus fin la minus 3 pe 2, nu știu ce fel de y s-o obține, iar de la minus 3 pe 2 încolo, iar s-o obține alți y. Pentru că eu am obținut exact trecerea y-ilor de la o zonă la cealaltă, de la numere negative spre pozitive sau pozitive spre negative. E un singur x care realizează asta. Așa încât, în momentul de față, nu rămâne decât să iau la întâmplare un x de aici, din zona asta, și să văd ce imagini găsesc. Iată, dacă e și minus 1 și jumătate, minus 1 și minus 2. Minus 4 și cu 3, minus 1. Deci face aici, pentru minus 2, face minus 1 imaginea. Și atunci, orice x aș lua eu din zona asta, voi obține numai numere negative. Iar în partea asta, altă, dacă voi lua un x din zona de la minus 3 pe 2 încolo, și iată să-l iau pe 0, când x-ul e 0, rămâne plus 3. Deci aici voi obține numai numere pozitive. Așadar, dacă mă interesa când 2x plus 3 mai mare ca 0, aici răspunsul corect este dacă și numai dacă x aparține de la cine? Un x pozitiv. De la minus 3 pe 2 la plus infinit. Intervalul minus 3 pe 2 la plus infinit. Așa trebuie să înțelegeți inecuația de gradul 1, da? Sigur că nu stați să faceți semnul, dar eu am făcut legătura cu funcția pentru ca voi să înțelegeți că, de fapt, pe noi ne frământă să descoperim mulțimea celor x pe care, dacă îi înlocuim aici, rezultatul să fie un număr pozitiv.
și am dedicat și asta rețetă. Nu am gândit-o ca o rețetă pentru funcție de gradul 1. Și în clipa asta am ajuns la concluzia că cel mai interesant este să fac așa tabelul de variație a semnului. Nu întâmplător vă spun asta, pentru că poate să fie o funcție mai complicată și atunci să știu să fac asta. Deci dacă v-aș da, să spunem, în ecuația următoare, 3x plus 5 supra minus 4x plus 7, mai mare ca 0, deci în ecuație fracționare, irațională, pardon, rațională, deci funcția pe care o surprind este funcția e de x egal cu 3x plus 5 supra minus 4x minus 4x plus 7, da? F aceasta e definită pe el, dar în afară de cele valori în care numitorul este 0, și când numitorul este 0, când x-ul este 7 pe 4, deci 7 pe 4 trebuie dat deoparte, cu valori în el. Nu mă interesează ce fel de numere merg cu mulțimea amplă, mulțimea numărilor reale. Nu știu dacă o acoperă în totalitate, dar este important lucru ca eu să stabilesc corect domeniul definiției. Deci domeniul definiției unei funcții înseamnă așa. Să păstrez aici toți x-ii cărora le pot găsi imagini. Nu am voie să-l păstrez pe 7 pe 4, că dacă fac f de 7 pe 4, face ceva pe 0 și împărțirea la 0 nu are sens. Deci de aceea fac chestia asta. Și acum, vă spuneam mai devreme, că în clipa asta, când o fracție e pozitivă, când amândouă sunt pozitive, că plus pe plus face la împărțire plus, sau amândouă negative. Da? Amândouă pozitive sau amândouă negative. De aceea este interesant să fac semnul luând-o individuală pe F1, deci x-ul de la minus infinit până la unde? Până la, cât am spus, până la plus infinit, da? Și n-are voie să fie x-ul, cât am zis, pentru fracția în sine. De fapt, la momentul respectiv o să gândim când fac tabelul de variație semnului pentru fracție, da? Deci nu am voie să dau 7 pe 4. O să vedem exact când gândim fracția, atunci o să vedem. Dar aici am să spun că F1 de x în numărătorul care e 3x plus 5, da? Și este 0 când x-ul e minus 5 pe 3, la minus 5 pe 3. Imaginea este 0, locuind pe x cu minus 5 pe 3, se întâmplă că imaginea este 0. Și acum, eu vreau să văd unde cum se comportă de la minus infinit la minus 5 pe 3 F1. Deci ce Y obțin? Și atunci am să iau un X din zona asta. Cel mai rapid aici, mai bine descoper în zona asta, la altfel e mai convenabil, am pe 0 aici. Și imaginea lui 0 este ce? Număr pozitiv, 5. Plus, deci. Deci este plus 5 și deci va fi plus tot timpul. Și pe partea asta va fi negativ tot timpul, da? Nu aveți decât să găsiți o valoare. F2, cea de-a doua, numitorul, F2 de x care e egal cu minus 4x plus 7, este 0 când x-ul e egal cu 7 pe 4, deci 7 pe 4, la 7 pe 4 este 0, și atunci dau un x din zona asta, 0 mi-ar fi convenabil și aici, și când x-ul e 0, y-ul este plus, deci pe aici este plus tot timpul, da? E plus 7, imaginea, și deci rămâne tot timpul pozitiv. Și în zona asta, de la 7 pe 4 încolo, cea de-a doua funcție este negativ. Da? Y-ul care obțin sunt numere negative. Și acum, iată, dragilor, cât de simpatic este momentul acesta, când gândim raportul. Și atunci, f de x asta care o avem noi, care nu e altceva decât fracția 3x, cum am luat-o, plus 5 supra minus 4x plus 7, va lucra în felul următor. În dreptul 5 pe 3 e 0 cine? Numărătorul. 0 pe ceva are sens. Este 0. Deci fracția aceea devine 0.
În 7 pe 4 se întâmplă ca numitorul să fie 0 și atunci nu are rost împărțirea și pun în bare, da? Deci, iată că în 7 pe 4 fracția nu are rost, nu are sens și atunci nu pot găsi imaginea. Aici am știut de imaginea 0, da? Nu pot găsi imaginea. 7 pe 4, acum este clar că va fi scos din domeniul definiției pentru fracția de aici și nu rămâne, dar acum să fac legea semnilor la împărțire. Și e minus, aici este plus și pe urmă minus. Și cum pe noi ne interesa să vedem când asta este mai mare ca 0, lucrul acesta este foarte ușor de observat, că citim din tabel. Unde este? Unde asta e mai mare ca 0? Unde e plus? Și mă duc sus. Între minus 5 pe 3 și 7 pe 4. Deci x aparține intervalului minus 5 pe 3, minus 5 pe 3 și respectiv 7 pe 4. Dragilor, minus 5 pe 3, nu? Urmărim foarte atent, închidem sau nu? Adică luăm și pe minus 5 pe 3, dacă ar fi și cu egal, da. Dar a fost strict inegalitatea, deci rămâne interval deschis, adică orice x cât de aproape de minus 5 pe 3, fără minus 5 pe 3. Dar 7 pe 4. Exclus închide aici. Rămâne deschis că este bare. Nici nu există acolo fracția, da? Deci, la întrebarea unde e mai mare ca 0, răspunsul este x aparține minus 5 pe 3 la 7 pe 4. Vedeți cât de important este să știm să facem tabelul de variație a semnului. Dar asta, dragii mei, înseamnă să înțelegeți bine că, de fapt, rețeta aceea sau expresia aceea putem gândi ca lege de corespondență pentru funcții și pe noi ne interesează y-ii care apar să fie fie pozitiv, fie negativ. Iar pentru asta trebuie să facem demersul pe care l-am spus aici și să reușim, bineînțeles, aici poate să fie mai complicat, la numărător, la numitor, să avem altceva de lucru acolo, destul de interesant. Dar noi, oricum, știm exact ce avem de făcut. Iată, dacă vă dau o altă inecuație. X pătrat minus 4x plus 3 supra, să spunem, minus x plus 7 și pe lângă x pătrat minus 1. Da, x pătrat minus 1. Mai mare sau egal cu 0. Așa, să zicem, la întâmplare să înlocuiesc x și n-am cum să fac vreodat. Nu pot să găsesc. Deci trebuie să merg invers. Să cercetez când se întâmplă asta și să-mi rezulte mulțimea aceea. Ca să ghicesc eu, imposibil. De aceea, voi gândi acum trei funcții am. F1, F2, F3. Și tabelul pentru cele trei, ca în final, să poți face legea semnilor, nu? Mulțirea și împărțirea, la mulțire și la împărțire, semnele sunt nu, în același mod se comportă toată povestea. Adică, plus cu plus, plus, minus cu minus face plus și plus cu minus face minus, nu? Când sunt dușmani face minus, când sunt prieteni face plus. Asta trebuie să ținem cont. E mare problem pentru că încă nu s-a reușit, n-a înțeles ceva că dacă exersăm de timpuriu așa cum fac de clasa întâia, că zic datoria, hai să o dăm deoparte, să vedem ce avem în depozit, ce e cu plus deoparte. Fac aceste exerciții la clasa întâia, a doua, adică spun așa, 5 minus 7 plus 3 minus 9 plus 20. E egal cu. La momentul acesta, dacă el ia în ordine, îl pune în dificultate, că 5 minus 7 nu se poate. Și atunci îi spun, uite, ce facem? Căutăm pe toți cei cu plus și îi punem deoparte, în prim plan. Și de ce spun 5 plus 3 plus 20? După aceea, datoriile
ăștia cu minus. Minus 7, minus 9. Minus 7, minus 9. Și facem, hai să vedem tot ce avem cu plus, să vedem cât e rezultatul. Da? Iată, 28 minus 16. Că zic, am o dată de 7 la un prieten și m-am și altul nou, datoria totală este asta, de minus 16. Adunăm datoria, nu? Și iată cum pentru ușor, ușor el se obișnuiește, adună datoria. Adică când au același semn, minus, minus la adunare, sau plus cu plus, îmi dă plus, nu? Dar dacă în clasa a șasea se vine acum, la sfârșit, din experiența care am, 80% din copii pierd aici. Nu, încearcă mecanic să înțeleagă semnele și nu merge deloc treaba. Se trezesc în termen liceu și nu știu semnele, dar le ghicesc așa. Și unul e bine, altul nu e bine, încă nu le-e clar ce se întâmplă. Ei, cum să faci analiză matematică și o fel de subtilități când tu nu știi semnul algebră. Dacă se începe aici, dragii mei, e o șansă imens. Și acum, din 28 scade pe 16, nu? Cum învățătoarele îi spune. Dar dacă schimbăm, să zicem, minus 16 plus 28, veți vedea că copiii sunt în derută. Ei aici nu au, spune, scăderea lui comutativă. Dar le schimbăm semnul că ăsta care e la început, aici dacă nu are, e cu plus. E, nu? Plus 28. Și le schimbăm pozițiile. Minus 16 pe primul loc și plus 28 pe locul 2. Și acum suntem în situația aceea de înainte și cât face 12? Pentru că e 28 minus 16. Sau altfel spun, când unul e cu plus, altul cu minus, scădem din cel mai mare pe cel mai mic și dăm semnul celui mai... Deci scădem în valoare absolută. Și stabilim semnul celui mai mare. E o mare filozofie. Deci, e cumplit. Cum scădem din cel mai mic, din cel mai mare. Dar aici, când am răbdare la clasa a doua, lucrurile merg foarte bine. Așa că, dragilor, mă întorc și spun. Pentru a reuși, trebuie spuse lucrurile, trebuie spuse lucrurilor pe nume încă din clasa a întâi. Ne jucăm așa și nu va mai fi niciodată o problemă. El se trezește. Exact cum învață o limbă străină. El se trezește că știe semnul algebră fără să facă niciun efort. Da? A învățat o limbă. Înveți chineza, sunt acolo în mediul acela. Ei, mă întorc aici și acum ce facem? Spuneam la întâmplare, n-am cum. Dar am să zic, F1 de X, F1 prima funcție, egal cu X pătrat, minus 4X, plus 3 și egal cu 0, ce x care îți facă 0? 5 sunt x care conduc la 0. x1 egal cu 1 și x2 egal cu 3, da? 1 și cu 2. Dacă locuiți pe 1, face 0 și dacă locuiți pe 3, tot 0. Sunt două valori acolo. Le știți cum se află acolo. Eu am mers foarte repede, că e și suma. Cel mai readunate fac 4 și mulțite fac 3, da? Și atunci am 1 și 3. Când mi-am luat asta a fost așa gândit. F 2 de x egal cu minus x plus 7 și egal cu 0 în x egal cu 7, da? X egal cu 7. Și F 3, a treia funcție, care are de x pătrat minus 1, egal 0. Cele două valori sunt x1 egal cu 1. Și x2 egal cu minus 1. Că și 1 și minus 1 satisfac asta. Dar 1, să vezi, minus 1 la pătrat face plus, că e minus 1 ori minus 1 face plus 1 și 1 minus 1, 0. Și acum, n-am decât să întocmesc tabelul de variația semnului pe rând, x și lăsăm de la minus infinit la plus infinit, deci mulțimea amplă o doresc, nu? A celor și reali care să desfacă această inegalitate și pentru noi F1 de X. Pentru F1 de X, adică pentru cine mai clar? Pentru X pătrat minus... Pentru X pătrat minus 4X plus 3 am 1 și 3. În 1 și 3 a fost văzut este 0.
Deci când x-ul e 1 și y-ul e 3, imaginea y-ul care se obține pentru așa spații 0. Iată că intervalul la minus infinit la plus infinit întrerupt în 3 zone. Și este suficient să găsesc pentru o zonă. Am să văd unde x-ul e 0. Aici este 0, nu? Și imaginea lui 0 înseamnă x egal cu 0. Imaginea va fi 3, pozitiv. Deci plus 3, plus, deci plus va fi tot timpul. Am ajuns la prima rădăcină care a întâlnit o singură dată și se schimbă, nu aveți decât să dați. Când valoarea aici la ecuație grad 2, nici nu puteam să o găsesc dublă. Dar rețineți că acolo unde a întâlnit o singură dată sau de 3 ori, mă gândesc că ar fi un polinom superior, de grad superior, și atunci aș avea pe asta unul întâlnit de 2 ori. Nu se mai schimbă semnul. Că e ceva la pătrat. Și cum ceva la a doua, asta înseamnă că întâlnit două ori, x minus x 1 acela, totul la a doua, fiind din descompunere. Și atunci rămâne așa. Nu mai alternează. Deci când întâlnit o dată, de 3 ori, de 5 ori, de un număr impar de ori, se schimbă semnul. Că întâlnită de un număr par, se păstrează. Asta e întâlnit o singură dată, cum așa, și deci va veni cu plus. Că să ne convingem, locul este x cu egal cu 4 și veți vedea că aici face pozitiv. Și cu asta, de fapt, eu am zis așa, că am găsit acei x pentru care, dacă înlocuim cu x și la minus infinit la 1 și la 3 acolo, în urma înlocuirii, y care apar după rețeta asta sunt numere pozitive. Iar x dintre 1 și 3 înlocuiți, mă duc spre y negativ. Cealaltă, minus x plus 7. Se anulează în 7. 7 este pe aici undeva. În dreptul său este 0. Și dăm un x la întâmplare. Iată x-ul egal cu 0 face plus 7. Și deci va veni plus tot timpul. Pe zona asta până la 7 pozitiv și un minus. Aici iarăși se merge cu ideea de a vorbi funcția f de x. Nu? F de x egal cu ax plus b. Și x egal cu 0 înseamnă x egal cu minus b pe a. Și spune la stânga, spune semn contrar lui a. Adică dacă a e pozitiv, se va pune minus. Dacă coeficientul lui x este negativ, se va pune plus, semnul contrar. Dar de ce să-i învăț așa? De ce să-i obosesc? Eu nu sunt încântat, nu sunt de acord deloc cu lucruri care se le dau mecanic, așa să le ținem. De ce? Fac așa să treabă, înlocuiesc și văd ce se întâmplă. E greu că este adevărat. Că aici, la stânga rădăcinii, se pune semnul contrar lui ea. Dacă aici e minus, pune plus. Și pe unul, dar de ce să-ți minte asta? Nu vreau. Nu, nu-mi place. Vreau să rețin, să fiu nevoit să apelez la memorie numai atunci când am nevoie urgentă. Vreau area cercului, pi r pătrat. Păi, până când s-o demonstrez eu că e pi r pătrat, o țin minte așa, sau teorema lui Pitagora, pătratul ipotenuzei și suma pătrată catetelor. Sigur că pentru a-mi rămâne în minte clar așa pătratul ipotenuzii, suma pătratelor catetelor, aceste cuvinte spuse una pe alta, iarăși e o poveste complicată. E o poveste complicată, dar tu, dragule, dacă profesorul tău a avut răbdare și când a vorbit de teorema lui Pitagora, a reușit să facă aici un pătrat, în partea asta altă iarăși un pătrat. Da? Și aici iarăși un pătrat. Ei, pe tine, când spune pătratul ipotenuzei, adică asta e A, deci A, B, C, așa, sau A, B, C, n-are importanță, aici e B mic, C mic, și asta e A, da? A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Adică area pătratului de aici egal cu area pătratului mic de aici
Și are pătratul aici. Deci vine A pătrat. Cu cine este egal are unui pătrat? La cu la pătrat. Deci A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Ei, aceste lucruri, dacă ți le spune cum trebuie și tu ai clar în minte că teorema Pitagora de acolo vine și cum ați arată asta? Ei, păi să faci și teorema catetică de acolo. Deci teorema Pitagora, relații metrice se fac după ce am făcut asemănarea triunghiurilor, da? Cazul de asemănare și acolo când duc aici la 1 se arată că A1 cești cu toată aceea este asemenea, de acolo se găsește teorema catetică care spune pătratul catetic este egal prosul 3 ipotenuză și proiecția ei pe ipotenuză, dar de asta înseamnă asemănarea triunghiului A1C cu ABC. Deci, ușor, ușor, matematica nu trebuie înțeleasă mecanic, nu? Doamne, cât e de greu. De aceea întâlnim un număr masiv de oameni care spun eu nu sunt făcut să știu matematică. Eu nu pot să. Păi, e greșit prezentată matematica. Din colegii mei care vin cu numai definiții, teoreme și parcă suntem într-un... Nu înțelegi utilitatea. Matematica este instrument de lucru pentru celelalte discipline, dragule. N-ai ce face. Dacă nu știi, n-ai înțeles asta, nici nu depui efort. Și dacă nu sunt lucrurile așa date într-o succesiune logică, așa cum încerc eu acum să vă prezint aici, am trecut de colo-colo pentru că legea asta a semnilor sau tot ce înseamnă lucrurile duse până în clasa a șasea, iată, cu ceea ce spune învățătoarea. Scăderea are sens numai dacă descăzutul e mai mare decât scăzătorul. Și cu asta rămâne litere de lege, nu se încearcă, repet, să coboare ca din joacă acestea să fie de timpuriu înțelese. Și când intră așa, introduci mulțimea numărul întregi, deci până între așa să lucrezi numai mulțimea numărul naturale și Q pozitiv, te duci cu fracțiile pozitive și deodată zici, puc, hai și întregi, hai și Q negativ. Da? Și atunci îl bulversezi, asta e sigur. Da? Până să înțelege ceea ce spun eu, probabil mai trece timp. Și în sfârșit, x pătrat minus 1, care are ca valori pe minus 1 și 1. Minus 1, da? Aici este 0, și 1, iarăși aici 0. Deci minus 1 și 1, am 0 și 0. Și așa, da, dragilor, hai să vedem, să dăm lui x o valoare și să vedem ce se întâmplă în clipa în care am aici un x, hai să zicem, minus 2. În minus 2, sau hai să vedem zona între minus 1 și 1, ca pe 0, mie îmi place foarte tare cu 0. Se întâmplă aici ca să facă negativ, da? Că dacă x e 0, rămâne minus 1. Minus 2, spune. Și din coace vor fi, nu voi obține valori pozitive. Așa încât, dragilor, iată noi că am făcut. Pe fiecare în parte am aranjat-o. Și acum, total, e vorba de fracția x pătrat minus 4x plus 3 supra minus x plus 7 pe lângă x pătrat minus 1. Și e o joacă acum. Că legea semnă la mulțime. Atâta tot. Da. Pentru asta trebuie să vă tăresc. În minus 1, ce se întâmplă? Minus 1 vine de la numitor. Când locuiesc prin minus 1, fracția este supărată, când numitorul face 0. Nu? Și atunci spun, ba, aici. Nu există fracția. În 1, iarăși vale, de tot de la numitor, mare supărare la număr, și numărătorul face, dar numitorul prin împărțirea la 0 nu are sens. Și în 7, iarăși, și în 3 este 0,
3 este 0 pentru numărătorul, 0 cu ceva mai 0, iar în 7 este bar. Deci nu există fracție. Și acum zicem, 3 de plus plus. Un minus, minus va fi. Un minus, minus. Hai că e chiar interesant. Și pe urmă, plus și minus. Dragilor, de ce aici nu se nu mai alternează? Peste tot a alternat. Aici alternează, alternează, alternează semnul. Ce se întâmplă aici? 1. 1 întâlnit de două ori. Și aici, și aici. Asta era. Tocmai vă spusesem. Când e întâlnit de un număr par de ori, nu se mai schimbă semnul. Că minus pe minus face plus, deci nu mai apare alternanță de semn. Că unul e de două ori. Și la numărător, și la numitor. Ca și cum ar fi la minus cu minus face plus, se anulează de acolo și păstrează influența celelalte. Da? Deci păstrează influența celelalte expresii de acolo. Finalul este clar că acum, pentru inecuația asta, care am avut-o, răspundem unde este ea mai mare ca 0. Unde este mai mare ca 0? Păi, răspunsul e simplu. Mai mare ca 0, citim din tabel. Deci dacă și numai dacă, x aparține intervalului de la minus infinit, uitați-vă, dragi, de la minus infinit la minus 1, deschis, da? Reunit cu 3 la 7 e și egal cu 0, vedeți? Vrea și pe acolo când ea, după locul îi face 0, adică la 3 trebuie să închidem. Da? La 3 închidem. La 7, la semn deschis că nu există nici la 7, nici la minus 1. Și cam asta este, da? Din ceea ce vedem din tabel, asta se întâmplă, toată treaba asta, iată, e mai mare ca 0, pentru că nu, atunci va fi mai mare ca 0, acei x sunt cei care fac expresia pozitivă, de la minus infinit la minus 1, la 3, la 7, reunit cu 3, 7. Împreună, zonele acestea conduc la x, la y pozitiv pentru funcția asta. Dragilor, dar de ce să fac așa ceva? De ce trebuie să știu asta? Care e motivul? Merită? Da. Că dacă vă dau funcție f de x egal cu radical din x pătrat minus 4x plus 3 supra minus x plus 7 pe lângă x pătrat minus 1, dragii mei, radicalul de ordine pare. Ca să stabilim eu am dat mare țeta. Dar aici f e definită pe domeniul definiției, ca să-l stabilesc, este nevoie ca să poată lucra radicalul. Eu radicalul spune așa, de ordine 2, 4, 6. Știi că eu mă descurc. Cum știți bine, radicalul din 4 fac 2. Da? Radical din cât? Din 9 fac 3. Eu mă descurc dacă am numere pozitive. Pentru că ce înseamnă radical din minus 4 nu există. Cine la a doua să se facă minus? Cât oricât la mulțire să facă, mulțire prin rând, să se facă minus. Nu. De aceea, radicalul de ordine par lucrează numai dacă are dedesubt numere pozitive și el dă ca răspuns, y care apar, tot numere pozitive. Deci aici nu știu ce să spun, dar imaginile vor fi numere pozitive.